10 ani am devenit eu primar al localității. S-au vândut la Logănișteni. Cine a știut că se vinde salariul și care Logăniștenii? Cât costă el? Băi, oameni buni, atâta costă. Poate ies cineva din sat să-l iei. Care dă mai mult. Care dă mai mult. Să-l puneți la, la lot acolo să vadă cineva. Și cât s-a vândut el? Cât costă și cât s-a vândut? Noi știm cât s-a vândut. Dar de ce nu au venit Logăniștenii să cumpere aici ea, dar nu a noștri? Nu, am aș fi mai interesant să întoarcă saraiul și să dai banii care pe hârtie și restul să trebuie omul și la gând, s-o dă și la hârtie. Și raiul n-am mai de ce nu ați participat și dumneavoastră? Avizele de scoatere la licitație se publică în monitor oficial. Când am intrat în arhiva regională și când am văzut ce faci acolo, trui cuerul din cap. Prostologiile care le-au făcut ei. Toate nebuniile astea s-au început din 1990 de când a venit domnul Cibuc aici la putere. L-au adus vă câteva persoane și au întâlnit cu fărși cu busuioc la hotar. Și au venit cu geanta în stinare, dar de aici vrea să ducă jumătate de Europa. Doamna Domnica Spiridonna, vrei să crezi, vrei să nu vii, îți dau ochelari, vii să-ți arată în dosarul ăsta civil, ea că ai fi scos la judecătoria economică de circunscripție din Chișinău. Eu acum am avut dopus să intru și să scot dosarul, dar la Hâncești mi-a închis ușa în nas. Și-a spus că tu n-ai dreptul să-ți bagi nasul aici. De atâta cu fost. Doamna Olimpiada Grebincea supune doamnei Ursu. Doamna Ursu este soția domnului Ursu care trece pe Hasmos. Dar domnul Cibuc îi prelucrează cu domnul Ursu pământul în fiecare an, el ară, el seamnă, el cultivează și degeaba. Ia capirul la Boza, la Bozeana, ei ies și nu ajung în Bozeana, la Cicăru. De ce? Fiindcă din Bosleana s-au mai dat alte controlători, alte lucruri. Cine a făcut datoriile? Tot domnul Cibuc, tot el a fost președinte la Bozeana. Cine a fost președinte la Bozeni? Tot el. Și la Bozeni, tot el.